Ce ziceați de farul? Ce, mă uitam la prima repriză, nu-mi venea să cred. Mi-a plăcut Alibek ăsta în mod deosebit. Da? În prima repriză n-ajungea la ele, neamitică. Pasau ăia fundaș și central, să ruga de el să dea gol. Nu contează. A avut-o de 3 ori, a dat-o 4 și 2 goluri. Da, așa e, numai. Până la urmă, ăsta e fotbalul, băi, frate. Nu-ți oprești de colo-colo. Doamne Dumnezeule, CFR Cluj, cum au putut să scape. Dacă eram în tribună, atâta strigam că îi așezam eu. Eu intram pe teren, făceam un șoc la 1-1. Când da, bravo. Așa trebuia să... I-am văzut la 1-1 că nu mai joacă nimic și s-au retras, pe cuvânt de onoare mă gândeam, eu aș fi intrat în... Făceam un șoc, un cir, 3 minute, 5 minute acolo. Da. Pe cuvânt, nu exagerez cu nimic. Nu, să știi că aveți dreptate. Dom'le, mi-a părut rău că era... Băi, o șansă ca asta nu ai decât poate o dată în viață. Da. Să te califici. Da, asta e viața, din păcate. Asta e viața. Una da. Peste alta. Dar de sepsi că nu mi-a zis nimic. Acolo e o treabă foarte serioasă. Da? Foarte serioasă. De la prefect până la patron. Acolo și în partea înaltă unde au făcut școala aia de fotbal. La Cixerena. Extraordinar. La echipa cealaltă. La Miercurea Ciuc. Da. La Cixerena. La Miercurea Ciuc. Atenție la echipele Divizia B. Va fi o echipă care va trage la titlu anul ăsta. De 3 ani nu prinde sau de 2 nu primele prinde 6, play-off. Ne amintică cu bugetul de peste 2 milioane de euro. Da, ați văzut ce centru de copii și juniori. La juniori au rezultate, au câștigat. Dar cu echipa de senior nu prin play-off-ul de 3 ani. Într-un an, doi, când cresc juniorii ăia de care se ocupă ei, o să vedeți că va fi și ăla va fi un exemplu pentru toată țara asta, să facă ceva pentru sportul juvenil. Auzi, ne aminti că dumneavoastră știți mai bine lucrurile ca noi. La Sepsi decide aia de la Budapesta. Și aia, nu numai aia. Adică acolo e echipă, ăia dau banii, ăștia îi cheltuie și decid împreună. Da, cam așa. Păi hai să vă spun și cu Budapesta asta, că și aici se face tot felul. Dom'le, ce-a înviat fotbalul unguresc, a înviat că l-a luat Liverpool pe Szoboszlai, dar Szoboszlai nu este rodul efortului din Ungaria. Echipa campioană Ferencváros a fost eliminată de Feroezia aceea de clasic cu 3-0. 3-0, da. Cu 3-0 la Budapesta, antrenată de Cercesov, care cred că avea vreun milion să se selecționeze Rusiei la mondiale. Și înainte de aia de Rebro. Deci a fost eliminată de Feroez cu 3-0. Aseară Debreținul a tras de prelungiri și de penaltiu. Joacă încă Giugeac la 40 de ani, cred că are, pe vremea lui Bănel. Giugeac ăștia Debreținul cu Alașchert. Mare echipă Alașchert. După aia pe Kecskemet sau pe nu știu cine Dumnezeu la nivel de echipă națională sau păi da, pentru că ea joacă pe afară, au un selecționer italian pe Rossi, ăia joacă pe afară și mulți jucători, de exemplu Szoboszlai pe care l-a luat Liverpool acum, n-are nicio legătură cu formarea din interiorul Ungariei și poate să fie 7 academii Puskás acolo la ale lui Ludovic Orban. N-are nicio legătură. Așa că nici... Da, în fine, aici e o discuție lungă. Saltul ăsta al fotbalului maghiar e doar pe o facem luni la 13 și 15 la profeții. Bine, tati. Da? Bine?